glas la patrulea, când s-a mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Își va mântui sufletul din moarte și își va acoperi
păcate. Și Duhul Tău, aleluia, 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 glasul Patrălea, încordează țarcul și propășește și împărățește de la Dumnezeu și de Tatăl. Care au fost
cu simțurile lor s-au ridicat
de patimi de aceste trupești, de lecomie și n-au găsit timp ca să vină la cina Stăpânului. Altul a zis că și-a luat femeie, de ce nu poate veni de rog, iar că la ceea ce înseamnă patimile trupești, desfriul poftei de lumii acestea, care la fel îl despart pe om de Dumnezeu. Și când au auzit Stăpânul că slugile au spus că n-au putut să vină cei care au fost poftiți, el s-a mâniat. De aceea veniți ca să-i cheme pe toți cei neputincioși și bolnavi ca să vină. Și slugile au spus că stăpânii au venit, dar nu mai este loc. Dumnezeu ne spune că mai este loc de Împărăția lui Dumnezeu pentru toți. Și atunci Stăpânul a zis slugilor sale, merge și chemați pe cei de la drujuri și de la garduri, ca să vină toți, pentru că cina este gata. Și au mers slugile și au chemat pe toți. Și a zis Stăpânul, nimeni din cei care au fost chemați și n-au putut să vină, nu vor mânca din cina mea. Ne spune într-un cuvânt în Sfânta Scriptură, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu este vrednic de mine. Deci, iubiți credincioși, luăm parte la cina Stăpânului atunci când ne împărtășim de trupul și sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. De aceea trebuie ca mărturisind păcatele noastre să ne împărtășim din cina Domnului. Pentru că la ce ne cheamă pe noi Stăpânul? Ne cheamă de la moarte la viață, de la rău la bine. Dumnezeu ne cheamă la biserica sa. Cum ne spune în Sfânta Scriptură, în biserica slavei tale este în cerea ta ni se pare. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Dumnezeu ne cheamă la tot binele ca să-L săvârșim. Dumnezeu ne cheamă la Împărăția sa cea veșnică. De ce, iubiți credincioși, să nu refuzăm, să nu respingem chemarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă vom face aceasta, nu vom avea parte din Împărăția cerurilor, ci să ascultăm de chemarea lui Dumnezeu, care ne zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu voi da o dincă sufletelor voastre. Dumnezeu ne cheamă pe toți la mântuire. Dumnezeu vrea să ne mântuiască, pentru că nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. De ce, iubiți credincioși, să ascultăm de chemarea lui Dumnezeu. Se spune că un împărat avea o împărăție mare pe care stăpânea el și într-una din provinciile sale mai îndepărtate, oamenii de acolo fuleau pe împărat, îl vorbeau de rău chiar pe față, spuneau cuvinte la adresa împăratului nu frumoase. Și toate acestea le făceau și cu gândul că, până la urmă, din răutatea lor chiar să nu moare pe împărat. Cuvintele acestea au ajuns la urechile împăratului, care a adunat toți sfetnicii săi și a întrebat, ce este de făcut?
ca să îndreptăm pe oamenii aceia. S-a ridicat mai marele voivodul oastei împăratului și a zis: împărate, poruncește-mi și voi merge să-i prind pe toți aceștia și să-i aduc la tine și vei pedepsi după cum vei voi tu. Și împăratul a dat din cap că nu este precum sfatul acesta. S-a ridicat un alt sfetnic și a zis: împărate, dă-mi voie să mergem să-i aducem pe toți acești care te-au vorbit de rău și care au fost împotriva ta, că să-i aducem, să-i facem rod, să slujească ție. Și atunci împăratul a dat din cap și a zis că nu mi-este plăcut din sfatul acesta, pentru că ce-mi folosește să adun o mulțime de rod care să mă urască. Și toți au tăcut și lumea avea de zis nimic. Atunci s-a ridicat fiul împăratului, prințul care trebuia să moștenească tronul și care împărățea de bune cu tatăl său și a zis, a căzut în genunchi înaintea tatălui și a zis: tată, dă-mi voie mie și mă voi duce eu și voi pune pe toți ca să fie plecați ție și să facă voia ta. Și atunci împăratul a zis: fiule, dar cum vei face cu acest lucru? Și atunci fiul i-a zis: tată, te voi spune cât de mare este bunătatea ta față de ei, cât de mult, cât de mare este dragostea ta față de ei. Le voi spune câte daruri mi-ai dat și câte lege mi-ai dat, dacă se vor supune ție și vor face voia ta. Și le voi arăta lor cât de mult îi iubesc pe ei. Și a plăcut împăratului cuvintele fiului său și a zis: du-te, fiule, și fă-te cum ai zis. Și s-a dus fiul în acest ținut, în acel ținut îndepărtat. Și zi și noapte se ostenea fără o dignă ca să învețe poporul acesta și să întoarcă la voia împăratului. Și le spunea cât de mult îi iubește cu ei împăratul și câte daruri nu le va mai da dacă se va supune lui și vor face voia lui. Dar toate acestea au fost nevoie de o jertfă foarte mare, pentru că la urmă acei oameni l-au omorât pe fiul împăratului. A auzit împăratul de aceasta, se pune întrebare: ce vor face acelor oameni care au făcut acest lucru? Fiecare din noi își dă seama din această perioadă că împăratul este Tatăl Ceresc, care a iubit lumea aceasta atât de mult decât pe fiul său l-a dat, ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Iar fiul împăratului este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care a venit în lume ca să mântuiască neamul omenesc, care a venit în lume să ne arate iubirea Tatălui Ceresc și să nu fim împotrivitori, ci nerecunoscători, ci să fim iubitori și să cunoaștem care este dragostea Tatălui Ceresc față de noi, care este dragostea Fiului Său, care s-a jertfit pentru noi cu prețul vieții, ca să ne răscumpere de noi.
De cei iubiți credincioși, astfel să venim și noi înaintea lui Dumnezeu, ascultând de chemarea lui Dumnezeu și să părăsim tot ceea ce este rău, să ne întoarcem de la păcat la virtute, să ridicăm privirea noastră spre cerul sus, să privim la iubirea Tatălui care este față de noi, care ne-a dat atâtea daruri și ne-a dat atâta bogăție, nu de această pământească, bogăție sufletească, duhovnicească, prin care noi să putem privi spre lumina cea neasemănată, spre lumina care a venit în lume, și rugăm lui Dumnezeu ca să ne ajute, să ne dea înțelepciune, ca să ascultăm de chemarea Tatălui Ceresc și să venim toți să ne împărtășim de cina Împăratului, ca așa cum suntem aici împreună, așa Dumnezeu să ne ajute, tot așa împreună să putem ajunge și la cina cea cerească acolo în cerul sus, în veci. Amin. Thank you.
Thank you.
Отче наш, ради человек и наше ради спасения, что себе, и во плотвишегося от Духа Святого и Марии Девы, и во человек, что все, раската Божия за ним приходит и певать, и страдавша и побременно, и воскресша на третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящих одесну, Чего со славой, судите живыми мертвых, где Боже царствие, где Бог, где Конца, и Духа Святого Господа, животворящих, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняем, и славим у благолошено пророки, о едино святою соборной, Апостольскую церковь, исповедую едино крещение, оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего Твоё услышание, помилуй.
o inimă înslăbișată, prea ce-ți dintre cele mari iubițe numele Tău, al Tatălui și-a Fiului și-a Sfântului Dumnezeu, acum și cu durea și în vecii, vecii. Cine izbăvește de cel liber?
Як ідея хоче тобі, святую велику вечерю, радості. І славу та дуже багато людей. І от коли вже було все готово, він послав свого раба, і говорить, іди, позови усіх, хто був славний на цю вечерю. І от прийшов на першу, він сказав, що я кажу землю, і не можу прийти, скажи господину, щоб мене виховав від речення. Наче він пішов на поводу і сказав, що я купив 5 партнерів років, подивитися, які вони будуть проводити. І щоб наче передав господину, щоб його виховали наче від речення. Наче і третій сказав, що я жодився, не можу прийти, передай господину, щоб і я не був. І тоді цей господин сказав, що просить гроші,
правда і зла Христова. Ми повинні пам'ятати, що ми святкуємо це свято з радостю, душевою, радуємося тому, що Христос оволоденний Божим рівнем, напоминаємо нам про то славу своєму число, віх рівні, віх ясне, де Творець неба і землі зійшов у простоті до простих пастирів, до простих пастухів, які простих знати на ті угоди віщері, зрадився нашого раді спасіння. Ми вас всіх сьогодні поздравляємо, Божу помочі вам, дякуємо за молитви всім, хто зробився до Святого Причастя, тому що Святе Причастя є спасенням душі і тіла. І коли людина підготовлюється, розкаюється, готовиться до Святого Причастя, приймає Твори не усе на самом певно шест, у перекладі та літальні збрітарі пекатва, шість перев'язи дівчатки. Чи літалі, чи літальні фільм взявся з пертажми приміжди, когось мені вреж маш, вроде й тайна там. Лісе ритори зиме та каюда, чи петло гару, мерте усі на стрікціє, по мене ж не домі, друму мереція там. Ну, збережди кати, са успри усе на сафіє мієм, бата ще реку свінь, тире та літальні домі, чи сприти матурія супля, то душа, трукуй, амін. Прощения, ты порекли сичевым, влюбчи пророком твоим. И как
крещением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и в живую быть ему не хочешь, ибо будет в создании твою руку выбить, и же благоволишь его гибли человечести, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти, тем же и осаще недостоин небеси и земли, вся примиренная жизнь всего всех повинного реку и сластим по работе, и твой искренний образ на творении и создании твоей дурни очевая своего спасения окаянный, а твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожу, прими его и мне, человеку любче, Господи, як уже блудница и коротконника, и комментария по блудному, и возьми мое тяжкое время грех, грехов, грех, земля и мира, и немощи человеческие исцеляй, рождающиеся, примененные к себе, призываю покаяние, пришедших призвать их праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких смертных плачей духа, и научи меня совершать их святыню твою, Прости Твои мне под очистым сведением совести Твои, я святынь Твоих часть приемля соединю с этому телу Твоему и крови, имея Тебе во мне живущую и пребывающую в солнце святым духом и Господи, Иисусе Христе Божий ночь. Мой и да не в суд не будет причастие при чистых и животворящих Твоих тайн, ниже да немощных будут душа и жизнь тела. Вот еже не достанет Тебе причащать всем нас, но даже до конечного моего воздыхания не осуждено воспринимать и часть святынь Твоей, Святого общения на пути живота вечной, и по благоприятию ответ на страшном судище Твоем, некуда со всеми избранными Твоими общих, буду не тленным Твоих глав, я же Богу том, все любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены сих во веки. Аминь. Господи Боже мой, верь мне бы не достойнейше доволи, то подробнейше храм души моя, за неже весь пуст и пался есть, не место достойно, не жило бы поклонить, но я же создаты нас ради смиренной себе, смирись от тебе несмиренимым, и я же воспеял и в тебе, и в ясно бессловесное я, бессловесный буду счаститься, восприми ясно бессловесное моей души, и воскренетное мое тело в нити, и я же не удостоились и в нити, и сочеряйте согрешники, в том Симона прокаженного, так и изволим нити, и в том смиренной моя души прокаженная и грешная, и я тоже не отрынулась и подобным мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сильце, умел в сердце себе вот я грешным, приходящим, прикасающимся, и я уже возглашался из скверных и обузней и чистых, целующих тебя ниже моих, возглашался свершивших, он и обузней чистейших, ниже мирских пихи нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне боль пресвятала, Твоего тела честные, Твоей крови, во освящение, посвящение, здравия, смиренной моей души и телу, во облачение тяжестей, многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, знания и возбранение зла моего лукавого обычая, умерщвление страстей и снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царствия, присвоение, небо яко, презираю, прихожу Тебе, Христе Боже, но я подерзаю на неизреченную Твою благость. И да не на мнозе удаляя сообщение Твоего от мысленного волка с веру умолен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Ты, свят, владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробе, силовя обнови и вкорени страх Твой, во одесех моих и освящение Твое неотъемлемо. Мне сотвори, будь ими помощники заступника, кормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями, пречистая Твоя Матери невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благородивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения от чистых и девственных кровей мачи естества ручения, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Христосущного Христе Иисусе при мудрости Божия. Аминь.
Minunate cuvinte am auzit în predică de astăzi, dar să știți că multe evanghelii în cursul anului, tot aceasta de clasă. De cum am auzit un timpul despre bocalul în care era din țară, dar tot aceasta de clasă. Să nu ne legăm de ce se trecătoare în Domnului, dar să alergăm cu păcerile la sufletului și cele veșnice. Iubiți credincioși, am auzit povestioara care am auzit de la Părinte Sebastian, în acel împărat care de-a luat dușmani și se gândea cum să facă și să facă, să-i întoarcă. Eu astăzi am vrea să știu altă istorie. Cât de mult Dumnezeu te iubește. Și spune că în istoria omenirii este și o mare împărat, nu este lisat în acel. Spune că a dobândit foarte multe împărății prin războaie și a ajuns cu lupta sa, cu năvălirea, cred că. Că năvălea Domnul și îi spunea pe toți sub supărirea sa. Și a ajuns în Persia și a auzit că acolo sunt niște mari filozofi, oameni înțelepți în limba noastră. Spune că a chemat și le spune așa un cuvânt, ceri de la mine orice, că-s mare împărață, cel ceresc. Și cei înțelepți întâmplă-se cu clarul, cu privirea, îi spune împărate, dă-ne viață fără de moarte. Și atunci împăratul Alexandru spune, cum să vă dau așa ceva, că nu se poate așa ceva. Mă gândeam că sunteți niște înțelepți, dar văd că sunteți niște nebuni. Nu se poate nimeni să aibă viață fără de moarte. Și atunci întreabă împărate, dă-ne voie să întrebăm ceva cu tine, să întrebăm. Și o spune, întrebați, și tu tot ai de murit, împărat. Și o spune, că dacă toți oamenii muritori și trecători este. Și el ce spun, dacă ai de murit, împărate, de ce trăiești mai că n-ai murit nici când și niciodată? Cred că această pildă este foarte aproape pentru mine, prin curând, și poate și pentru voi. Dacă ne uităm bine și atent în viața noastră, fiecare trăim, parcă nu avem de murit. Parcă moartea ar fi foarte departe de dovede, că anul trecut erau mai mulți și uităm cum sunt mulți care nu sunt alături de noi și au să zile trecute, vedem în fiecare zi cineva trece la Domnul. De ce oare trăim așa, parcă n-am avea de murit nici când și niciodată? Și atunci împăratul s-a văzut mustrarea sa și a plecat ca fugitor și a înțeles înțelepciunea filozofilor și a înțeles bucuria lui. Și știm că s-a dat cuvânt că când va fi înglobat, să fie înglobat, când le scoase din zicrii o vară, să vadă lumea întreagă, că a dobândit întreg pământul, dar va merge în pământ ca și orice om trecător, pământesc fără nimic cu mâini de goale. Și în fața lui Dumnezeu să știți, iubiți credincioși, că vor veni cu sufletul, bogăția toată va rămâne pe pământ și vor veni în fața lui Dumnezeu cu faptele noastre. Și mai acestea ne pot ajuta din ori sprijinind și aprimă. Cât de mare bogăția n-ar rămâne în urmă noastră, știți că rămâne spre greu și vor ce rămân. Mulți se vor slăti de la bogăția noastră, sau cum am auzit, din Evanghelia care v-a spus cu cel bogat care a luat din țară, dar a spus bune, toate atalea cui vor. Nu spun aceasta eu, spune Sfânta Scriptură, iubiți credincioși. Vrem să vă spunem că săptămâna care vine, mâine, ziua de luni, are pe Sfântul și Marele Erar, Spiritor, care prin simplitatea sa, prin dragostea sa, prin cerpirea sa, aș foarte mult să mă trezească cu Dumnezeu. Noi astăzi, în strălucirea care o avem, în luxul care trăim, în bunătatea lui Dumnezeu, în care ne strălucim, ca păsărica când roa apei, nu știm să mărturisim pe Dumnezeu și nu știm să spunem că Dumnezeu iubește pe toți. Dar să nu spune Domnul Ierarhu, prin simplitatea sa, pe viața lui cea să sfântă, a spus mai mulți la alții, în urmă zi mâine, că El este Cel care poate rămâna în mână și a spus Sfânta Trăime, nu se cuvine să cumpărăm sfințenia cu lucrurile trecătoare, dar Sfânta Trăime este asemenea acestei grămizi și a strâns sub mână, s-a ridicat locul în sus, apa s-a scos în jos, venită la urmă.
прив'язаними у Україну, у мою війну, моя дар, щоб на таку речення єдині лише Буцумінню на землю турбала. Петро, а честі саму Буцумінщину мили на землю, хлопка, бену. Чи все, що всі будуть речем, чим все було розпилу в ночі, чим не землю війнами, чи хтось вибраки усиміли, де тоді не бив. Дар мені де бачає, чи все буде холостим, чи сухрить, чи друг. Дар так і то дуже, веде мені бути горька, тут холостися у нього орбіти всі, це у нього ряд різні вали, день чаркає. Все ж тіська так, коли Дмитрів штиїн, кинує вонтюк, це не то, зломитись мені пекат. Варні сьогодні, не під другі, не ще під другої, як у Дмитрів середряна, він не чаркає, він вали. Та сацини сухи, то лалитва від Дмитрів. Буде сам пікарі, не кривити, він не вломав, мені спіта на черкарі, чи це не вбив, не вбивав цій, чи сильно приборною, це не вбив, коли не землю. Сам прикупа просто дати на темплярі, кома надалі твого брати, а на сірічка зустріти. Чай хоч у мені, кито не мав, не мав, не мав, не мав, не мав, що вам треба говорити, на чисто тепла, не мав. А не сам, то вкрай сусла, на оцінки, це вкрай, походить за. Чи ви там зрікаєте, що ж те їм дорше, яке зброшовше? Порідня морська дюба тіла на Пасху, мисло тривога. Давно я на Пасху, не тіля не зім. Та хто туш не фінька, не тривали хвати, а ми тут за день не бажу моці. Чи ви біжав вас про Парізі, Сінці, кричав я був предикатор із Немуарта. Киде мову, то я вбрасив із ніби мульти, в'яза вас, так і як винди, котрі будь мені трісі. Як уж сіні зберіва, як і не говорити, кінь не хоча до паріця, зубати треба говорити, хитя зілі требує себе роксу, чи як далі дала на зіку на зі своє. Що сподні брати, три зілі стерочок, не зіптикає так. Що ти не курія у зінках, на три зілі ти не боїся сервач, сам дор, сам хочу, так що за тілюва на усім курах, три зілі себе покаїба, чи як далі, чи до близів не повертав. Чи гендин у сім'ї і сада сама кручний крут сита через три зілі, крит вам приказ не було. Сентуарчі на хвості шпаріння, ні десь по стуку нічого не відчував. Так і не єсть через три зілі. Ти крит все чим поближе покати мене. Шпаріння десь порікурати і мій. Тисувати кипріма з'їзді астрес, ще не одного фігурі, ще не бойбурі в афі утва діатрезі. А ще кафій карити тріною, це не гендинка, де фріка в морці. Дар де фріка, кому вмежі фаза, от не зілі у пекарську в Дмитрів. Драго за то, не зілі сірі фаги, сірі бі маймуну придумну, буні м'явці, чи забачив крута мутва в трибуні, друга фаб трибуни, не подучи фаза в Дмитрів. Де ще сподні фаб трибуни, які зі сподні сина скриптурики, бо Євангелії концесії з призичі печалі, так сказано. Чи зі сподні кадмітмілі мезоморфі, чи зі зічі антрат, алтарі, алмаз, чи зі спільних кинопросів інтри і ракати для астрозичі, то крія слідні скриптури зі спільних, я розвичай ритуал, ув'язав, до чого ув'язав прав, дарнавів фактері, куні я чи чин, саму молою не кандели, бійці кричуш, сині куні молою не кандели, бійці мази, чи син фактері куні, мілостиня, драгуси, яртаря, юбілля, аж гуру, чи сушніцьки кандели, так і багати, Дмитрів, хто вам мені, у Фільміні привізь. Та так і ну, це ж і скоро мені до Павлуші, як і за кінець. Я бачу, що я домний, що то та три п'язи брати. Домний осінчил, кері, то та десять літи в зірі ката. Домний осінчил, кері, на Дмитрі, син Кришні, домний осінчил, кері, за бурдат, хочу за пим-пим. Дарну, сухим, чи луні. І мій скрити чош, це унім. Кручу, за каря, спусом, сухим, дуже мінім, а нас. Дилометні науку суфріку дати не помогав, і ній мені помогав, мов я дав, бо мені ще слізьки в мандражаті, у тим мандрами не працює до магазину. Карісі кричував у свого полиці мази. Ну, Бокація, ну, Авія, ну, Авуту, Совбані, я пропив до магазину. За слізьки пеймуть, і ти портязані до магазину Авії. Це він, нерідно Челор, Карявелі, Грубля, Спуденні, Мінний, Трилюк, Сидим, Церай. Хто ця Авелі? Чи я тут в ночі не бачу факти буде? Це фільм «Рибучий лор» у місті
холмы Судали, карі богатія, вірія, жута, спрей, імператія Дунезів. Це ж тільки Дунезів відміни не де богатія. Даруйте десь і полосиною, це бачим халпарі парні, де вирку кав, це кепекин фавки, будісення тобі, імператія Дунезів. А часто говорить, що великий дігімінь, чи це трикатор, це не кидим, то довна кепор,